Cunoscutul artist popular Matei Creangă a reușit să adune în jurul său un număr de iubitori ai folclorului autentic românesc, cu care a pus bazele ansamblului folcloric Mărul de lângă drum, care va funcționa pe lângă Casa de Cultură a Sindicatelor. Spectacolul inaugural va începe duminică 14 august 2016 de la orele 13 și va fi presărat pe lângă momentele folclorice și de o serie de demonstrații cu caracter sportiv. Duminică 14 august, începând cu orele 13, se va lansa ansamblul folcloric Mărul de lângă drum. Pe scenă vor evolua artiști populari, Irina Sapău, Lili Ciortan, Miaela Bălașa, Claudia Mărtinică, Olimpia Iacob Nistor, Vasilică Tomă, Antona Chiței, Constantin Bahrim, Costică Matei Creangă, Constantina Todiresi, Forcos Palade, Gheorghiță Rotaru, Nicu Jigolea, deci o pleiadă de artiști populari. Vor însoți acești artiști pe ritmul de dans și ansamblu folcloric Pai Moldovenesc al Casei de Cultură, precum și formația de dansuri Todireșteana din Todireș-Vaslui, fanfara Consiliului Local Todireș-Vaslui, iar ca un mod de diversitate vor evolua pe scenă și copiii al Clubului Atletic Roman cu demonstrații sportive. Romașcanii iubitori ai folclorului autentic moldovenesc sunt așteptați să vină și să urmărească evoluția artiștilor plastici anunțați. Noi ne dorim să fie un spectacol frumos, așteptăm romașcanii să participe, așteptăm cu mare drag. Sufletul acestei ediții este domnul Costică Matei Creangă, care s-a implicat total. Dânsul a fost, a luat legătura cu toți artiștii ăștia. Așteptăm să iasă spectacol frumos, să avem și spectatori și romașcanii să câștige. Intrarea la spectacol, care va fi transmisă în direct de către postul de televiziune Roman 24, este liberă. Inițiatorul ansamblului folcloric Mărul de lângă drum este inginer agronom Costică Matei Creangă, născut în 26 septembrie 1946 în comuna Ion Creangă. Absolvent al Școlii Populare de Artă Bacău înainte de Revoluție, Costică Matei Creangă a pus bazele în 2005 Festivalului de Interpretare Vocală și Instrumentară de Folclor Interjudețean Costică Matei Creangă. Acest festival a avut mai multe ediții, atât în comuna natală, cât și la Roman. De câțiva ani însă, din cauza lipsei de resurse financiare, festivalul a fost întrerupt. Noul ansamblu folcloric, care va fi înființat pe lângă Casa de Cultură a Sindicatelor din Roman, își propune să reînnoade și tradiția acestor festivaluri de promovare a valorilor autentice ale folclorului românesc.